Bună, dragi prieteni, vă salutăm pe toți, am revenit. E femeia care face tortilla de patata. E mătușa mea. Ea m-a grijit pe mine când eram mic. Salut, bună seara. Ia Dumnezeu sănătatea și măicuța Domnului să nu lase la greu niciodată. Mulțumesc la Dumnezeu pentru sănătate. Ce faci, Mariane? Cum e? Mai aveți mult? Mai am. Nu ți-e greu la muncă, Mariane? Dar bine, nu știu, nu vezi că mi-am trecut până. Dar de ce nu zici la nimeni așa? Că, vai, că ți-e greu, că nu mai... De cum să spun la oameni că mi-e greu? Vreți să mă dai afară, mi-e greu. A, deci... Și trebuie să zic că e fain și ușor și îmi place. Nu dacă nu-mi place, că n-am ceva. Acum am înțeles. Deci, da, spate, deci dacă ăsta... Da, doar oamenii să plâng care n-au șef. Da, corect, dar eu am șef. Șef 2. Lumii îmi place. Muncesc, săracile de Doamne și vede. Luna asta cât timp liber ai avut? O zi? Două zile? Două zile, nu știu de când. 15 zile, dă-i să margi. Cât o bucă carnavalul? O grămadă de mult. Numai astăzi a fost 117 persoane. 117 persoane mâncat? Deci, și așa de multă muncă după 117 persoane, Mariana. E tu cum crezi că 10 feluri de mâncare? 10 feluri? Și se rentează? Nu, eu întreb pentru prieteni. Ah. Îi se rentează la patronul ăsta să plătească pe Denisa, pe mea, pe tine? Normal, nu, dar zic așa, îi se rentează? Cam așa, după tine, cam câți bani au făcut astăzi? Astăzi? Doar cu mâncărurile astea ce vedem, la 180 de persoane. Eu fac un calcul. 15 euro, 117, plus crochete astea din noi. Cât e tot, adică? Și crochete? 2 euro. 100 de crochete? Păi, 2000 de euro numai cu crochete? 200. A, 200. Și ciorințe? Ciorințe, 100 de euro și jumătate de apelie. E mai tot cu felul. E? Da, e, că n-am avut. Deci astăzi a făcut bani. În fiecare zi face, nu? Și în fiecare zi are așa oameni. Mâine și mai mult, mâine și mai mult. Vai de mine. Păi înseamnă că restaurantul ăsta nu... Asta e cocheț, dai să fac bani. N-are cel mai bine decât în toate. Tata, tolos, asta e cochetul nostru. Mere, așa-i? Mere. Așa vin numai bărbații mei, adică mei. Aia bătrâni. Ia. Yeah. Aia bătrâni și cu bani. Că eu dau. Mă unde eu în cam gădișa și așa eu. Să nu mai ai ce călcam Bogdan Vodă. Că nici nu-i văd, nici nu știu prin el, numai că i-am și eu, dar nu știu prin el. Hai să mai să vedem. Mare un țigare de pe terminatul. Descansare? Vino descanso che hago? Sam con matusa. Di la chef. Ci chef. E ai acero sono bras. E acero sono bras che accolo la focul le domi. Sai? Ni. Fatto frumos. Omin fai, omin frumos, omin hard. Omin gospodari, omin de repecine, omin voinici. Hashtag jos vighețala. Cum să le mai zic? Nu ți se vedea de repecine că nu mi-i frică de lucru. Nu cred că ce 17-18 ore, continuu, non stop, ardio. Ardio ogni. Ardio. Și alții să plâng că stau. Și alții să plâng că stau, și alții să plâng că lucrătioare. Da, să moră dacă nu plec. Deci eu așa ceva n-am pățit în viața mea, să aud că eu de asta... Da, uite, manicurile mele sunt perfecte. N-am niciun defect la ele, vezi? Nu sarsă, nu stăiate, nu zbăvite. Am niște unghii de doamne, e șifere așa, atâta mi-e de mari, e nici eu nu știu cum le pot să vezi. Vezi că te vezi pe vlog după asta. Dar nu, aia le arăt, ca să vadă că am unghii. Ia-ne! Mari, să ai văzut eu nu culec, îi salută Mărie. Vezi că dacă te uiți la noi, dă-și acolo un pic de like. Nu, sfere, dau, nu jumătate, eu. Dă un like, măi! Dă un like, măi, eu nu culec. Nu fi rău, nu fi zgârcit. Că filmez toată ziua bucătăria mea și pe imediat tu cu ce like-ul mi-i da. Dar n-am vreme de filmare, că am vreme de lucru, nu toată sfărină, pătițele astea mea. Bă, tu și mea caterică, frate. Și mea gheară, mea gheară acolo, nu-mi faci așa. Am tuțule cât butoiul, nu-mi ce să fac.
Nu, lasă, nu mai vreau să... Nu vă sperieți. Să nu vă sperieți. Nu, dracu, dar aproape, nu. Doar mi-a căzut telefonul, nu-i nicio problemă. Să nu credeți că ăsta, că vine domnul ăsta să ne bată sau ceva. Oamenii de la Bistrița, să mai dai cu un lac, să uite pe live-uri, un lac așa frumos. Oamenii de prin Bistrița. Da, dar, vine pe lumea care poate și să uite la noi. Ea va fi filmată pe zon, dar n-am vreme, nu vine nepotul meu să mă vizitează, rar, numai când e nevastă să vină. Mă las că vin eu pe la voi, să facem un vlog, dar vezi că eu îmi fuge de cameră. Nu fuge, că îl pune în brâza pe țară. Trebuie să-l îmbătăm, să fie pe live. Nu îl îmbătăm. Îi dăm alte... Teme. Mai ușor. Alcool nu bea, că se pucăi. Ia? Nu mai bea. Nu mai bea, te-ai pucăit de 4 ani. Zău! Dar știu că eu n-am eu pucăit. Vai de mine. Vai, sărac. Zău, nu? Da, nu. Pucăie sunt bătă. Duminica să hodinește, lumea mea realizie. Sărat. Nu-i ușor nici lui, atâta muncă. Și el e bucătar, numai că el e bucătar cu alte lucruri. El e bucătar acasă. El face eu mâncă. Îți face de mâncare când ai început? Da, cum? Ca și ciorbe, ca și sarmale. Ioane, dacă te uiți la Mariana, să știi că merită un like. Ni, ce frumos te rădică. Te rădică în aer. Nu, că nu pot, că e greu. Are 20 de kg. Sunt greșeri. Nu pot să rădic. Tu știi că sunt greșeri eu. Dacă trăiește bine omul. Sunt greșeri. La ultima dată de când l-am văzut, sunt greșeri o grămadă. Câte zi am stres și am șoleț și el se îngrașă pentru mine. Yeah. Când mă vede cât îți de faină, el se îngrașă. Crește aici, de bucurie. Mete de mâncare. Te îngrești numai când vezi omul, că te e mândru. Ăsta dă în copac, mă crezi? Nu dă. Ăsta mută copacul de aici. Ba, aia cât am lucrat astăzi, e tot. De la cât ești? 7. De la 7 dimineața? 7 seara. Încă mai am o mâncă. Vedeți? De asta ne permite McDonald's. Am făcut fetele la McDonald's și ne-am dat. Vicky, filmează-le Kiki Albondigas de-am făcut. Asta prea timătușa, câte albondigas au făcut. Așa ca mine, faine, rotunde. Să nu vă uitați la mașină, că am spălat-o. Nu-i mai de recunoscut. Când am un B&B-ul. Ia? Când îi merg cu mașina, o distruge. Când îți eu, îi fac curat. A mea, mă, eu am mașină. Dar săraca, din păcate, mă duce, dar n-am și-o conduce. No. Lasă că e bun, mare, aveți mașină faină. Să fie Dumnezeu mașina mea, e bună, e faină, dar n-are cine conduce. Ioi, cine conduce? Cum e aia cu condusul? Dar cine știe să conduce, ioi? Cine știe să conduce? Săraca mea. Dacă nu e cu greu, doar femeie ta. Am nevastă harnică. N-a avut nicio fiestă săptămâna asta, n-o vezi? Trei unde s-o duc, Mariană? Două în Maldive. În Maldive s-o duc? În Maldive mă duc eu, la vară. Ni pe Andreea. Iară, ce-ai făcut? Hola, buenas! Ceau. Iară, ce-ai făcut? Ce faceți, fetelor? Îți spune niște șuvițe. Păi da-ți-o, cine ți-l-o trebuie? Nu vreau să pui așa. Îi fac eu șuviță. La marocancă. Încă o pușcărie. Nu, că mai bine așa. Da, pe tăți, nu. Mașina, prietini. Nu, mă salută și oamenii. Am spălat și mașina. Dar nu știu cum îi cheamă, ăla-i băie. După cum puteți vedea, uitați ce frumos clipește. Mătușa e aici. Mi-a căzut telefonul. A căzut telefonul, că stă faină. E? Yeah. E faină unde îți și telefonul la nepot, nu ți cap jos. Să mă spere din mine. Care mă mândri la... Să văd ce faci. Dar îmi poate să ceva, fetilor, și... Nii, nu. Nu, voi de mă, ideea e... Și câte trebuie să faci? Dos. E cea una. A, pentru mâine. Nu, pentru ea seara, pentru cena. Pare, A, pentru tine? Nu, pentru clienți.
Am comit unos niños. Uh-huh. Ce harnică mi-a pus Sandra? Vezi? E poate. Cum să facem mâncarea? Aici, am vrea cu e gata. Asta, a la montaj. Și acolo ce faci? Conejo! Conejo! I'm fine! Pa, fetele! Hola! Hola! Mă duc acasă! Nu mai stai! Acolo nu e gata legătură! Uitați, domnilor, ce-a făcut? N-a vedeți? Pe imediat! Uite cum mi-a făcut grăsuța! Grăsuța mea! Păi aici am conejo! Ăla e pure! Ce, doamna? N-o să vedem cum îl faci! Trebuie să se calenteze azi! Nu-i calentat! Pe imediat aici nu știu, mama arată conejo! Și acolo ce ai făcut? Acolo, salsa pentru albondigă. A, e salsa? Da. Nu zici nimic ca femeia asta că... Nu. Te răspunde mi sobrino. Uitați, soră mea. Uita. Dar numai un pic îl întors sau? Claro. Trebuie să plici, sau nu mai dai o pasadita? O pasadita. Ah. Mañana la salsa, e cocer, ya está. Esta es la salsa. Deci cum s-ar vine, îl marchez. Este. Está marcado. Cine poate să scombă ce ai? Da, aici, mami, la mâncare. Că veniți aici să mâncați, dragii. Aici, la noi, aproape, în Acasă, să vină cu ceapă. Acasă, să vină cu ceapă. Bine, prieteni. Mă duc să îmi beau cafeaua, că după aia se ceartă mai cu mine. După cum puteți vedea. Și după cum v-am spus. Situația cam așa stă. E grea. Vine criza. Da, prieteni. O să trebuiască să editez foarte mult ca să leg, pentru că am făcut pe bucăți și de 3-4 ori mi-a căzut telefonul. Dar vedem noi. Bine, să fiți cuminți, să dați like, să vă abonați, să dați subscribe, să din alea, să distribuiți peste tot. Vă pup! Nii, mașină spălată, lună subiect, nici cum sclipește noaptea.